Salutare, videoul 3 despre cine sunt eu, cine ești tu. Până acum am definit sau am zis că eram cunoaștere, corp, dorințe, plăceri, însă un alt lucru pe care percepția noastră poate fi pusă și pe care poate să se identifice ca sine este acțiunile pe care le facem, comportamentele sau mișcările pe care le facem. În principal, acestea se împart în mai multe, dar astăzi o să facem o clasificare în funcție de plăceri sau neplăceri. Dacă acțiunile sunt plăcute sau nu pentru noi. Și o să existe patru categorii. Sunt acțiuni pe care le facem și care ne plac, sau acțiuni pe care le facem, dar nu ne plac. Deci avem acțiunile pe care le facem, lucrurile pe care le facem. Le dăm voie să se manifeste. Le dăm voie să se manifeste, având ca motivație plăcerea, iar cele care le facem, dar nu ne plac, acestea de obicei au ca motivație necesitatea, obligația, vinovăție și alte chestii. Dar sunt lucruri pe care le facem. Ele au produc un anumit efect, au fiecare sursa lor care le cauzează, însă sunt lucruri diferite care ne caracterizează. Unii putem face lucruri care ne plac, alții putem face lucruri care nu ne plac, unii putem face lucruri doar care ne plac, alții putem face lucruri doar care nu ne plac. Cu toate că chestia asta e mai puțin probabil să faci doar lucruri care nu-ți plac. Sau unii fac lucruri care în cea mai mare parte a timpului sunt lucruri plăcute, alții fac lucruri care în cea mai mare parte a timpului sunt lucruri neplăcute. E aici, cu lucrurile neplăcute cea mai mare timpului, există o probabilitate, există posibilitatea să existe mulți oameni. Sau moderat. Deci, fie faci lucruri care îți plac, fie faci lucruri care nu îți plac. Avem două tipuri de acțiuni, aceste două. Alte două tipuri de acțiuni sunt acțiunile pe care nu le faci. Deci, acțiunile se împart în acțiuni făcute și acțiuni nefăcute. Și hai să-ți dau un exemplu de acțiune făcută și nefăcută. Eu am făcut duș. Este o acțiune făcută, este ceva în care te-ai mișcat. Te-ai dus către o anumită destinație. Ai realizat o mișcare în realitate, în lumea asta din jur. O acțiune nefăcută, ui, că mai am, zice asta bătrân, este de tipul a te reține din ceva. A nu te duce să îi spui că o place. A nu te duce a nu reacționa atunci când stai prea mult la coadă. Chiar dacă vezi că durează mult, chiar dacă nu-ți convine, nu te duci să exprimi neplăcerea care e în interiorul tău. Este o acțiune, o reținere, o abținere, o blocare de a manifesta ceva anume, de a reacționa. O blocare de a reacționa, probabil. Fiecare cu motivațiile ei, însă. Deci avem acțiuni care
lasă lucrurile să curgă și acțiuni care nu lasă, le pun pe pauză, le pun, le opresc, le las acolo. Și din nou, acestea se împart în plăcute și neplăcute. A nu face ceva ce îți place versus a nu face ceva ce nu îți place. Și vedeți că am reușit să împărțim toate acestea în patru direcții de mișcări. A face ce îți place, a face ce nu îți place, a nu face ce îți place și a nu face ce nu îți place. Dacă ajungi să trăiești doar în două anume, și anume a face ce îți place și a nu face ce nu îți place, probabil o să fii șmecher tare. Dacă o să ajungi să faci ce nu îți place și să nu faci ce îți place, probabil o să intri în depresie și alte lucruri. Ei, dacă le combini a face ce îți place cu a nu face, a face ce îți place și a nu face ce îți place. Bine, poate să fie combinarea asta două de mișcări, pentru că pot fi mișcări diferite. Gen să faci ce îți place, adică să te uiți la animeuri și în același timp să nu faci ce îți place, să mănânci shawarma, să zicem. Ambele, atât animeurile cât și shawarma, sunt lucruri plăcute, dar pentru una dai voie să faci chestia aia, iar pentru alta nu dai voie. Bun, și vedeți că mișcarea noastră, exprimarea și manifestarea noastră în această lume, în realitate și în univers, poate fi clasificată în funcție de aceste patru direcții. Să faci ce îți place, să faci ce nu îți place, să nu faci ce îți place și să nu faci ce nu îți place. Și din nou, aceste mișcări pot fi clasificate la momentul prezent sau la momentul imaginii de ansamblu în care aduni trecutul cu prezentul și cu posibilul viitor. Adică să zici ce lucruri din cum a existat trecutul tău. În trecutul tău ai făcut lucruri care nu ți-au plăcut, ai făcut lucruri care ți-au plăcut, nu ai făcut lucruri care ți-au plăcut sau nu ai făcut lucruri care nu ți-au plăcut. Acestea reprezintă trecutul. În momentul ăsta, prezent, cum sunt lucrurile? Dar în momentul viitor, cum vor fi lucrurile? Și aceasta este o altă direcție, o altă un alt lucru care îți definește identitatea. Mișcările, comportamentele și lucruri pe care le faci în univers, în realitate, în această lume. Cum este mișcarea ta? Plăcută, neplăcută, abținută sau abținută și aici te abții din lucruri. Să faci lucruri plăcute sau să faci lucruri neplăcute. Bun, cam asta ar fi. Sper să nu mi se oprească. Și așa nu mai am baterie. Deci, cam asta ar fi. Noi ne auzim data viitoare. Vă salut!